Nu ți se alta. Pare că ești principalul candidat la locul 2? Da, da, aia Ioana, în viziunea noastră, în principalul noastră, candidat. De ce ai fi? Da, da, obiectiv, nu m-aș autodepăși. De dacă... ce ai fi? Păi aș fi pentru că am jucători care joacă chiar și da, în serie B. Deci, oricum nu ești în alte analiză, campionate. Ca jucător n-a intrat bine. O analiză, o să vă te bate analiză, clar la capitolul ăsta. Nu avem niciun jucător într-un campionat te mare. Te bate la capitolul determinare. Nu ai spus determinare. Dacă avem jucători. Nu avem jucători. Noi la capitolul determinare te, va, te poate bate Kosovo. Păi izraelienii îi bați? Da. Deci ca și jucători, Israelul și Kosovo au jucători să bați pe oricine. Da, eu cred că îi bați. Și Germania deci, statistic vorbind, au jucători care joacă în Germania. Vă rog, ia, liniște în clasă. Liniște în clasă. Nu, nu. Există o doză de adevăr, depinde la ce vă raportați. Eu știu că nostalgia trecutului planează asupra noastră. Când am avut jucători în prima ligă engleză, uite, unul aici de față, nu? Mă rog, în Premier League, și el este un exemplu mai recent, dar nu ne mai referim la cei care au fost până Spania, până Franța, până Anglia, până, mă rog, nu mai putem să trăim în trecut. Prezentul este foarte clar. Avem o echipă care trebuie să devină echipă și are o mare șansă ca poate să crească într-o grupă, cum ați spus dumneavoastră, modestă. Nu este cea mai puternică grupă din aceste... Mulțumim lui Dumnezeu! Bineînțeles. Nu, e cea mai slabă. Dar este o șansă pentru această echipă să crească. Și să se califice. Această echipă, eu cred că modul în care se construiește acum, nu este vorba de o depersonalizare, pentru că nu depersonalizezi pe nimeni. Trebuie să fie extrem de bine organizată, dacă vrem calificarea, extrem de disciplinată, sublinind faptul că nu mai avem jucători care să strălucească la Barcelona, la Real, la nu știu unde, la... Chelsea, la unde au fost toți marii noștri jucători. Este o perioadă în care eu cred că trebuie să înțelegem că trebuie să-i creștem pe acești jucători. E o generație nouă, care nu știm cum va reacționa în cazul că vom avea o performanță recte calificare. Domnule Stoichiță, dar au 25 de jucători acești jucători pe care noi îi creștem. Da. Cu excepția 25 de ani, vrei să spui. 25 de ani. Sunt și mai tineri. Da, Tavi Popescu și sunt mai tinere, dar sunt și mai peste 25. Acolo deci... sunt. Dar acum începe vârsta optimă. 25-30 de ani, eu zic că o să avem, pe fondul unei calificări, eu cred că o să avem câștig o echipă. Poate nu atât de spectaculoasă ca cea care a fost în anii 90 sau 2000, când aveam super valori. Da? Super valori. Nu mai putem vorbi de super valori, să fim extrem de realiști. Absolut corect. Vorbim de jucători buni, care trebuie să-și facă treaba profesionist, împreună cu tot staff-ul, cu toți care îi înconjurăm. Da. Pentru că dacă vrem să ne calificăm, aici este importantă forța grupului. Și vreau să subliniez că în astea două meciuri, organizarea de joc, seriozitatea, determinarea lor au dus la aceste 6 puncte. Pentru că nu poți să remarci, dacă vă întreb să remarcați un jucător în mod deosebit, poți să remarci pe Ilie Dumitrescu sau pe Hagi sau pe Răducioiu sau pe știu eu care au fost la vremea respectivă Blăcătu sau știu eu da, care nu altă. Este aceeași situație. Mutu, mie mi-a plăcut foarte mult Burcă da, și mi-a plăcut foarte mult Alibe. Dacă v-aș întreba acum să caracterizați cine a câștigat aceste două jocuri, sunt sigur că toți cei care sunteți vor spune că echipa. Da, echipa. Nu individualitatea. Nu o să chestie modestie adversarului. Vreau să aia nu mai scoatem în relief. Am jucat că acum dacă aș fi rău, te-aș contrazice. Modestia adversarului în Kosovo. Bine. Vezi? Nici Kosovo. Sau îți mai spun ceva. Sau îți mai spun ceva. Că pentru că... Sau ce răspuns dai la Scoția Spania 2-0? Adică cine mă... Kazahstan cu Danemarca. Kazahstan cu Danemarca. Da, Moldova cu Cehia. Exact. Bun, păi, vă întreb eu pe voi. Asta, în cheia asta ne-ar trebui să mergem în Elveția să facem și noi cheia să... Cheia este foarte bine, ați sublinia voi. Clar, mergem în Elveția și îi batem. Păi nu, dar dacă dăm exemplu Cehia, că a făcut pas greșit în Moldova, deci Moldova a putut să încurce Cehia, atunci urmează și noi să încurcăm bine, Elveția. Și Moldova, a, nu să mai lovești, Moldova a bătut-o Andorra. Eu acum referindu-mă la ce vine. La ce vine? Pentru că asta este trecut deja, pentru mine da, nu mai contează ce a fost. Ce vreau să vă întreb eu? Lasă-mă să termin ideea. Referitor la ce vine, eu zic că e un mare avantaj. Avem două meciuri
progresive ca din ca valoare, ca din punct de vedere al dificultății. Da. Bravo. Bravo. Bravo și ție. Primul meci cu Kosovo, ești proaspăt. Nu ești uzat fizic, cum au fost aseară, că nu poți să spui că nu erau după excursia care am avut-o până Andorra. Astea sunt condițiile, trebuie să le faci. Nu, n-ai aeroport, mergi bine, noaptea. Să n-avem cumva scuză că am terminat campionatul atunci. Nu, niciun caz. Când niciun caz. Până mai termină în campionat. Da, numai se termină campionatul și se joacă în iunie. Deci ai vreo 2-3 săptămâni. În care să găsim scuza. O să ai și timp de vacanță, o să ai și timp să revii la... Va fi greu de îmbinat acolo. La... în formă sportivă după aia. Deci trebuie să ne gândim așa, mă, primul meci cu Kosovo este un meci extrem de important, pentru că câștigi în Kosovo. O ții pe Kosovo la distanță. Aproape eliminat. Aproape eliminat în cursă. Ce va fi în Elveția e bonus. Dacă câștigi în Kosovo, mai spun altceva, moralul lor în Elveția va fi cu totul altul. Concentrarea trebuie să rămână aceeași cum a fost în astea două jocuri, în care au alergat, s-au bătut, s-au sacrificat și asta este secretul. Da, revenim și eu spun, de la ce am început. 6 puncte. Secretul este echipa bine. Și nu personalitatea luată în mod individual. Da, da, pe mine mă interesează dacă va exista, în afară de faptul că o să i-ați felicitat, sunt sigur că va urma o analiză a acestei, mai ales a meciului și a întregii... Ai văzut nemulțumirea lui Iordănescu așa? Duble. Cred că se citea puțin așa. Corect. Pe fața. Eu lui. Stau și mă întreb. În repriza a doua, Edi Iordănescu nu realizează că lucrurile s-au schimbat dramatic și că Belarus a început să-și arate colții. El nu are nicio reacție. Își dă seama că Belarus începe să creeze, să-și creeze faze de poartă și să chiar să marcheze. Ajungem cu o echipă modestă să suferim în ultimele minute și să stăm să ne gândim dacă VAR-ul dă penalti sau nu dă penalti la faza aia când a fost discutabil în careu acolo. Când în meciul de aseară puteai să pierzi calificarea la 1-2-2. Chiar puteai să pierzi calificarea. Deci eu stau să mă gândesc, eu sper ca el să nu vină să spună: domne, am jucat extraordinar, ăștia au ajuns toată la poartă și ne-au dat un gol. Pentru că atunci ar fi grav. Atunci nu mai sper că... Dar a spus lucrul ăsta.